Bun găsit! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre automatizări. Care este rolul acestora în circuitul electric al unei locuințe care are și un generator de curent pentru situații de lipsă de tensiune în rețeaua națională. În linii mari, evident, nu vom intra în foarte multe detalii pentru că nu este scopul ăsta. La sfârșitul acestei prezentări să avem o idee clară. Ne trebuie o automatizare sau nu ne trebuie o automatizare? Unele sunt destul de scumpe, fac o groază de măsurători, altele sunt destul de ieftine, nu fac așa multe măsurători, unele permit comunicarea de la distanță cu ajutorul calculatorului sau cu ajutorul telefonului și atunci permit ca de la distanță eu să controlez starea generatorului de pornit, oprit sau să verific diferiți parametri ai acestuia, cum ar fi tensiunea, puterea consumată în momentul respectiv sau o groază de alți parametri pe care interfața mi-i pune la dispoziție. În săptămânile trecute noi am făcut un film despre treaba asta legat de una din variantele pe care noi le propunem, realizată cu comunicatorul de la SmartGen CMM366A. I-am să dau direct căutare și pagina ne întoarce câteva soluții. Avem o variantă, ia să le deschidem noi așa, în taburi separate ca să putem comuta de la una la alta mult mai simplu și să vorbim despre fiecare în parte. Da, o groază, oferta este destul de bogată în funcție de puterea necesară în clădirea în care va funcționa această automatizare, veți avea de optat între mai multe variante. Variante de 250 de amperi consum per clădire sau 125 sau 63, iar aici diferența o face contactorul din interiorul automatizării. În rest, ele sunt relativ identice. Mergem mai departe, mai avem un tip aici de automatizare un pic mai mare, care se numește așa, Stagger IA 40-400F24. Da? Stagger IA 40-400F24, automatizare trifazată 400 de amperi la 24 de volți. Însă observăm că modelele diferă de la cele de 12 volți arată într-un fel, cele de 24 de volți cu încărcare pe 24 de volți arată un pic altfel, deși ele pot fi tot monofazate sau tot trifazate conținând același tip de contactor, diferă sursa care fiind dublă ca tensiune e mult mai scumpă. Întorcându-ne aici, haide să ne uităm un pic la fotografiile acestei automatizări. Observăm că IA 40-400F24 de la Stagger este dotată tot cu același tip de panou ca precedenta, cu HAT560N, un panou foarte isteț, care la sfârșit, după ce vom termina cu tipul ăsta de automatizare, am să vă spun ce face. De fapt, asta este ultima variantă pe care am pregătit-o eu acum cu acest tip de panou. Panoul ăla mai face ceva foarte util și am să vă spun imediat despre ce este vorba. În interiorul cutiei acestei automatizări Stagger IA 40-400F24 observăm panoul, evident. V-am spus mai devreme ce măsurători se fac aici. Apoi rigleta cu cele trei contacte, deci folosește același tip de comunicare cu generatorul pe 3 fire. Apoi un contactor cu un contactor un pic diferit, mai puternic, cu același mecanism de trecere prin zero, cu niște poli mult mai solid realizați și sursa de încărcare. Aici, pe partea dreaptă, nu știu dacă observați dumneavoastră, este un mâner ce poate fi introdus aici în lăcașul ăsta.
și poate fi comutat contactorul manual între poziția 102, 201, poate fi comutat manual în cazul în care, să zicem, se defectează contactorul electric și nu mai primește comenzi sau se defectează panoul sau ceva se întâmplă și trebuie să-mi comut manual. De altfel, pe contactor veți vedea un buton negru ăsta care îmi comută contactorul în poziția auto și manual, adică pe poziția auto el va face totul automat la comenzile panoului, dacă există tensiune în rețea, atunci el comută din 2 pe poziția 0, apoi pe poziția 1 comută consumatorul la rețea, dacă nu mai există tensiune în rețea, panoul îmi comandă pornirea generatorului și în momentul în care generatorul a pornit, s-a stabilizat ca tensiune, frecvență, panoul măsoară imediat acești parametri ai generatorului și comandă contactorul să se miște în poziția 0, să decupleze consumatorul din rețea și într-un final îl cuplează pe poziția 2 la generator. Și supervizează, panoul supervizează tot timpul parametrii generatorului de curent și tensiune. Atât. Nu verifică astfel de panou, nu verifică, știu eu, puterea consumată de consumator din generator, nu verifică temperatura apei și așa mai departe. Nu este treaba lui. El este montat acolo pentru a verifica rețeaua și generatorul și câteva contacte auxiliare, cum vă spuneam mai devreme, poate un contact de siguranță la deschiderea cutiei sau dacă generatorul funcționează într-o incintră, într-o baracă, nu generatorul, automatizarea este montată într-o baracă și se deschide ușa acelei barăci, să ia o decizie de eventual de oprire a generatorului sau de comutarea contactorului pe poziția 0 ca măsură de precauție pentru persoana care a intrat în incinta respectivă. Deci face câteva chestiuni în plus, dar nu are treabă cu generatorul din punctul ăsta de vedere al valorilor tehnice ale motorului. Bun. Vă spuneam că diferă tipul ăsta de contactor. E un model nou care pe lângă indicațiile în funcție de poziția unde se află contactele, îi comunică panoului acest lucru, mai are câteva LED-uri de semnalizare pe el, pentru ca utilizatorul să poată vedea și vizual cu LED-uri în ce poziție se află contactorul și ce execută el în momentul respectiv. Sunt 6 LED-uri de informare pe contactor. Asta înseamnă că acest tip de contactor poate fi montat într-o automatizare fără acest tip de panou, el afișându-și poziția și informând utilizatorul despre poziția lui cu ajutorul acestor LED-uri. Însă, punând și panoul, deja avem o combinație mult mai interesantă o combinație tehnică mult mai interesantă. Da? Deci asta este Stagger IA40-400F24, automatizare dotată cu panou HAT560 de la SmartGen și un contactor model nou, foarte destul de puternic, de 400 de ampere, adică 400 de ampere nu sunt puțini. Bun. Ce avem mai departe, și prețul e pe măsură, da, pentru un așa contactor. Ce avem mai departe, câteva date tehnice. Da, pentru Stagger la 1500 și așa mai departe. Bun. Revenim. Ce face o automatizare? Păi automatizare în cadrul rețelei electrice de la cabană, de la casa de vacanță, îmi asigură faptul că în cazul în care tensiunea din rețeaua națională este întreruptă pentru o perioadă mai lungă de câteva secunde pe care eu pot să le setez sau variază ca tensiune sub un anumit prag sau peste un anumit prag, această automatizare sau acest tip de automatizări pot lua decizia de a decupla consumatorii de la rețea, îmi comandă pornirea generatorului de backup și după ce generatorul a pornit,
comandă contactorul să-mi comute consumatorul pe generator. În tot acest timp se uită în continuare în rețea, la tensiunea din rețea, pentru a face măsurători și pentru a face observații dacă tensiunea din rețea și-a revenit. Dacă tensiunea din rețea și-a revenit și este stabilă un timp bine determinat, de să zicem 10, 20, 30 de secunde, 3-4 minute, toate astea sunt reglabile în panourile digitale. Dacă tensiunea și-a revenit și este stabilă pentru, cum am spus, perioada pe care noi am determinat-o la alegere, comandă contactorii să mute consumatorul pe rețea înapoi de pe generator și să oprească, evident, generatorul tot după un anumit timp, pentru a-i lăsa generatorului o scurtă perioadă de cooldown, de răcorire, dacă vreți. Bun, prieteni, vom posta acest film pe adresa noastră de YouTube, la ProEnergheSA, așa că dacă aveți întrebări, nelămuriri sau vedeți o altă automatizare în cadrul ofertei ProEnerg de care vreți să discutăm mai în detaliu, evident, eventual să le și punem pe masă, să le prezentăm aici, deși eu am considerat că nu e necesar, având fotografiile de pe site, am considerat că nu mai e necesar să le și pun pe masă, să vorbim despre ele, dar dacă considerați că e utilă treaba asta și vreți să vorbim de anumite chestiuni specifice, de cum se programează panourile de pe automatizări sau care sunt pragurile și cum se reglează pragurile de tensiune și de timp de execuție din vreuna din automatizările din oferta ProEnerg, scrieți-mi în cadrul comentariilor de sub videoclip și în cel mai scurt timp voi răspunde la ele și vom lua o decizie în consecință. Până la o emisiune viitoare, Cornel Lazar am fost eu, de la ProEnerg, vă salut, toate bune!